Preocupați din ce în ce mai mult de viitorul lor, elevii au acum șansa de a descoperi ce meserie își doresc. Programul My Way al Fundației pentru Educație și Vocație îi susține să-și construiască pas cu pas o carieră. Tinerii își pot alege un domeniu preferat pentru a-și pune în practică abilitățile. Elevă în clasa 11-a, Andreea își dorește să urmeze facultatea de medicină. A aplicat pentru bursa My Way din cadrul fundației, iar acum se familiarizează cu activitatea dintr-o clinică medicală. Poate urmări parcursul pacientului și interacționează cu medicii și asistenții pentru o mai bună înțelegere a actului medical. Astăzi am fost la imagistică. Am văzut cum se face CT-ul și RMN-ul, am înțeles diferența, mi-a spus doamna asistent șef. Palpitam să vorbesc cu medicii și să le pun tot felul de întrebări, iar ei să-mi răspundă. Ți-ai întărit până acum dorința asta de a face pe viitor medicină? Da, da. Chiar mi-am întărit-o pentru că mi-am dat seama că e foarte greu, dar lucrul meu preferat este să ajut oameni și să-i fac să fie fericiți. Noi, Fundația pentru Educație și Vocație, credem că este foarte important pentru elevii de liceu să ia o decizie pentru a merge mai departe către facultate sau în drumul lor profesional. Cum aleg ei în clasa 11, în clasa 10, 11? Prin participarea la un program de orientare în carieră. Testarea vocațională, întâlnirea cu specialiști, psiholog și consilier vocațional, feedback și recomandări de la ei pe baza testului vocațional și, foarte important, partea practică, care nu este deloc de neglijat, internship la o companie parteneră. În acest sens, au fost încheiate parteneriate cu 26 de companii, în cadrul cărora elevii au posibilitatea să facă practică timp de o săptămână. Este foarte important că aceste companii au deschis porțile pentru a-i primi la internship. Cum am tuturor copilor, nu neapărat în medicină, sunt mult mai multe domenii. Fiecare, dacă își dorește, poate să aplice la bursa My Way și Doamne ajută să aibă și ei parte de experiență la fel ca mine. Până acum, de la înființarea fundației, peste 300 de elevi au trecut prin etapele programului.